Salutare dragi bereșani, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou vlog. Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri de acest gen. Bereșanilor, acest episod o să fie puțin mai special, fiindcă în acest clip o să vreau să dezbat un subiect puțin mai delicat. Trebuie să recunosc că în ultimul timp am primit destul de multe întrebări legate de experiența mea din clasa a 8-a cu examenul de capacitate și toate cele. Și am zis că dacă tot am trecut prin acest popas, să zicem așa, să fac un episod în care să-mi spun părerea, dacă am avut ceva emoții și toate cele, pentru că am primit foarte, foarte multe întrebări de genul. Știu că nu e momentul foarte, foarte potrivit, pentru că până la urmă este aproape un an de zile până la examenul viitor. Bine, cred că mai puțin de un an de zile, dar totuși am zis să fac un episod acum, dacă tot am început această serie a vlogurilor zilnice. Dacă doriți să continuăm această serie, nu uitați să apăsați și butonul de like și eu zic că e cazul să-i dăm bătaie. Bereșanilor, eu am dat examenul de capacitate în anul 2016, dacă nu mă înșel. Am început clasa 8 în 2015 și bineînțeles anul școlar s-a terminat în anul 2016. Pot spune că nu am avut emoții, adică am avut și n-am avut. În perioada aia sau în anii ăia, până să termin gimnaziul, eram foarte, foarte emotiv, adică ați putut vedea și voi dacă v-ați uitat la primele vloguri. Pot spune că m-am pregătit destul de mult, dar oricum o să încep de la început și o să termin cu sfârșitul, bineînțeles, ca să vă spun dacă m-am pregătit, ce note am luat la simulări, ce note am luat la examene și toate cele. Cu ocazia asta o să aflați și voi aceste lucruri puțin mai importante, să zicem așa. Evident că în momentul în care am început clasa 8-a, toți mă presau în mare parte și îmi spuneau atât profesorii, cel puțin ne spuneau întregii clase că avem de învățat, că avem examen acest an, că trebuie să luăm note cât mai mari și cât mai bune. Mie cel puțin îmi spuneau și părinții, atât și rudele și toate cele, pentru că vă dați seama, e un moment mai special, să zicem așa, atât el cât și bacalaureatul. Trebuie să recunosc că conștientizam faptul că am examen în anul respectiv, știam de faptul că trebuie să învăț, nu eram genul de persoană care să se lase pe ultima sută de metri, care să învețe în ultimele două săptămâni sau în ultima lună. M-am pregătit, sincer, până să trec de simulări nu m-am pregătit atât de tare, adică la simulări n-am obținut, din păcate, niște note atât de bune. Spre exemplu, la mate am luat 5-50, adică, bine, a fost și destul de greu și până la urmă nu mi-e rușine cu nota asta, că toți în mare parte din clasa, toți în general atunci au luat, și la simulări în general se iau note destul de proaste în mare parte, și la română am luat 7-40. Eu cel puțin am fost mulțumit, mai ales că nu m-am pregătit mai deloc atunci. După ce au trecut simulările, am început să învăț foarte mai mult, gen în vacanța aia intersemestrială din februarie am început să mă pregătesc foarte mult, făceam exerciții foarte multe, mi se pare că am terminat și o culegere la matematică, adică eram pe bines și m-am pregătit, sincer. Apoi a urmat examenele, de fapt, la matematică, mi se pare că la română. La română am luat 8.40, iar la matematică 7.50. La matematică se putea și mai bine, însă gen puteam liniști sau lejer să iau un 8, cel puțin 8, dar din cauza unei greșeli, care m-a costat, sincer, și din cauza unei neatenții, din cauza emoțiilor, pentru că emoțiile mă dominau atunci destul de tare, am reușit să gafez la subiectul 3, la punctul B, dacă nu mă înșel, dacă ce era destul de complicat. Am încercat să fac pe acolo, dar a fost cât de cât ok. Cel puțin eu nu îmi făcusem grijă atunci când o să intru la liceul pe care mi-l doream, pentru că aveam o medie generală destul de chiar foarte, foarte mare. În clasa 5-a la premiul 1, în clasa 6-a la fel, cu media 10, gen 10 pe linie, în clasa 7-a la fel, tot 10 pe linie și premiul 1, și în clasa 8-a nu mai țin minte exact media, dar știu că am luat premiul 2. Deci vă dați seama că în clasele, atât în clasele mici cât și în gimnaziu, am învățat destul de bine și m-am chinuit atunci, gen pe atunci după ce am YouTube. Oricum YouTube nu a avut niciun impact între mine, și gen nu s-a creat niciun impact între mine și școală. Ce fac acum, fac din pasiune și a devenit o normalitate pentru mine, adică e ca și cum mă duc să mănânc sau mă spăl, gen în momentul în care filmez sau vorbesc cu abonații sau toate cele, sau filmați voi cu mine și toate cele. După cum v-am spus și în minutele anterioare, eram genul de persoană care era optimistă, care avea emoții destul de mari atât înaintea unui test normal, cât și înainte, mai ales înainte unui examen. Știu că mă pregătisem foarte mult înainte cu o zi, dimineața, cred că nici nu, gen de dimineață, m-am apucat de la ora 10 până seara, frate, și tot repetam și făceam exerciții atât la limba română cât și la matematică, și eu zic că am obținut niște note destul de mari, mai ales că în anul ăla, din câte am înțeles, s-a dat cât de cât greu, acum nu știu, cel puțin așa din cele auzite, și oricum a trecut și nu mai contează până la urmă.
Dar am zis că dacă tot am primit multe întrebări legate de experiența mea cu acest examen de capacitate, acum dacă tot am ajuns aici la final de episod și înainte de a-l încheia, vreau să vă acord și eu câteva sfaturi din propria mea experiență, să zicem așa, pentru că sunt convins că am câțiva abonați care anul viitor o să susțină examenul de capacitate, să zicem așa, și chiar vă îndemn să o faceți pentru că e unul dintre cele mai importante momente din viața voastră, să zicem așa. Să vă pregătiți aici, să vă pregătiți înainte cât ai cât acolo, să nu aveți emoții, este un test foarte, foarte normal. Bineînțeles că ceea ce se dă la simulare sau la simulări, ceea ce se dă nu este deloc echivalent cu ceea ce o să primiți la examen și ce pot să spun decât multă baftă tuturor. Sper să obțineți note mai mari decât mine. Doamne ajută, chiar aș vrea să aud acolo în comentarii, gen la sfârșitul anului viitor școlar. Am luat o notă mai mare ca tine, chiar o să mă bucur foarte, foarte mult că am avut vereșani care să obțină o notă mai mare decât mine și respect maxim pentru acest lucru. Păi vereșanilor, cam ăsta a fost și episodul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați butonul de like. Aștept și părerea voastră acolo în comentarii și eu zic că ar fi chiar foarte, foarte frumos să mai facem vloguri de genul, nu știu, câteva experiențe din generală, din gimnazială, pentru că dacă tot am început această serie a vlogurilor zilnice, până pe 30 va dura această serie momentan, după care vor urma așa treptate, pentru că nu pot să postez în fiecare zi vlogul, vă dați seama, dar eu zic că a fost niște vloguri foarte, foarte frumoase și vor urma niște vloguri și mai frumoase pe cât a fost astea. Vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare și noi ne vom auzi la următorul episod, probabil de Mushroom Sub. Ciao!